Guvernul României a adoptat hotărârea pentru construirea noului cămin al UVT. Acesta este executat de Compania Națională de Investiții și va fi cel mai mare cămin studențesc din România. Căminul va fi situat pe Strada Renașterii și va avea 902 locuri în camere de două persoane, 32 de locuri de cazare pentru persoane cu dizabilități, dar și 156 de locuri de parcare pentru autovehicule și 120 pentru biciclete. Fiecare cameră va fi dotată cu baie proprie, aer condiționat, frigider, televizor și mobilier adecvat. Termenul de realizare pentru acest cămin este de 2 ani.